birocrația e destul de încălcită și am apelat la o firmă de consultanță pentru că nu cred că puteam să ne descurcăm singuri. În primul rând pentru că e un limbaj specific aici care nu prea seamănă cu limba română care o vorbim în mod uzual, dar asta este, trebuie să ne conformăm. Ați mai beneficiat până acum de sume de acest fel sau de alte informații? Nu. Finanțarea este pentru o sală de fitness, nu niciun secret. O modernizăm, luăm aparate noi, îi mărim performanța, să spunem. Câți bani ați? În jur de 170.000 este valoarea contractului. Nu, suntem din Reșița. Chiar din Reșița. Scrierea a mers destul de bine. Problema care am întâlnit-o serioasă a fost că am așteptat mult să vină de la minister, de la București, mai mult decât estimasem și o sală de fitness e totuși un lucru destul de serios. Aparatele vechi care le înlocuim, le-am scos afară, am făcut niște lucrări și o trebuie să cam stăm cu sala goală și cu clienții în așteptare. Deci asta a fost problema, de fapt, așteptarea asta. Față de cum am estimat noi, am întârziat cam o lună și ceva, o lună și o săptămână, față de cum am estimat. Nu pare mult, dar când ai clienți care stau la ușă și te sună. Păi acum eu estimez că nu va dura mai mult de tot o lună, maxim o lună, sper mai repede, dar acum s-a schimbat complet situația pentru că mingea e în terenul nostru, deci acum trebuie să ne mișcăm. A fost greu când am stat și am așteptat și n-am avut nimic de făcut. Acum mingea la noi în teren, trebuie să ne mișcăm și ne vom mișca. Da, mai avem, încă suntem, să spunem, la începutul programului, dacă este să ne raportăm la resursele contractate, dar totuși, de exemplu, pe zona de IMM și pe zona de micro-întreprinderi, am trecut de jumate din banii care au fost alocați și deja i-am contractat și cealaltă jumătate este în avizare la minister. Deci, probabil că într-un timp foarte scurt, în cursul acestei luni, o să închidem deja alocarea cu contractele deja semnate. Dar speranța mea este că pe aceste componente, cel puțin, o să facem o nouă relansare pentru a aduce și alte proiecte în sistem, pentru că a fost o zonă care s-a mișcat cel mai bine și cel mai repede. Totalul este de aproape 5 milioane de euro, evident fiind proiecte pe zona de micro care sunt până în 200.000 de euro, acestea sunt proiecte mai mici și cofinanțarea este mai mică, celelalte pe zona de IMM sunt proiecte care pot ajunge până la 1 milion de euro, dar și cofinanțarea lor este minim 45%, ceea ce evident creează o presiune financiară și pentru beneficiari. Nu avem probleme. Din fericire, lucrurile s-au mai așezat și oamenii au învățat să respecte regulile, pentru că cele mai mari probleme sunt că nu se respectă ad literam, să spunem, procedura. Și asta le și recomandăm la beneficiari. Dacă au lucruri care vor să le modifice sau să le schimbe, mai bine vin și întreabă și le dăm soluții decât să facă erori și după aceea să ne chinuim să le corectăm. Interesul meu nu este, sau al nostru nu este să găsim erori, interesul este să meargă proiectele repede. Și cum spuneam mai devreme, avem deja 3 proiecte care s-au finalizat. Deci sunt în luna aceasta, se închid cu plățile, cu tot, au luat banii și deja, să spunem, toate resursele care au fost alocate au fost implementate. Sincer, nu știu exact sumele pe fiecare contract, nu le-am urmărit. Dacă îmi permiteți, mă uit în listă. Ideea este că, ce pot să spun este că mai mult de jumate din contracte sunt în zona de producție, ceea ce este foarte bine și arată că tipologia de coduri CAEN care a fost asumată la început și recunosc la care eu am insistat foarte mult, a fost bine aleasă și a fost mai bine orientat programul față de fostul program în care a fost mai largă această paletă, nu în detrimentul celor care n-au fost eligibili, ci în a-i sprijini mai mult pe cei care generează, să spunem, producție și au un impact mult mai consistent în economie după finalizarea proiectelor.